Județul Suceava a mai avut parte de o vizită oficială. Președintele Camerei Deputaților Social-Democratul Valeriu Zgonea a fost prezent marți în mai multe localități ale județului, unde a purtat discuții cu electoratul. Deputatul Valeriu Zgonea a fost însoțit în județ de președintele PSD Suceava Cătălin Nechifor, de candidatul la europarlamentare Tiberius Brădățan și de senatorul Neculai Bereanu. Aceștia s-au întâlnit cu cetățenii din Vatra Dornei și Câmpul Lung Moldovenesc, dar și cu cei din Fălticeni. Ne-am văzut la Vatra Dornei cu oameni de afaceri care lucrează în zona turismului, în zona lemnului, prelucrării lemnului. La Câmpul Lung am avut și o discuție cu administrația locală, indiferent de culoarea politică, am discutat despre ceea ce înseamnă zona Câmpul Lung. O să avem și o mică întâlnire la Fălticeni, tot pe parte de întreprinderi mici și mijlocii, pentru că acest guvern practic a preluat și continuă programul de guvernare a OSL-ului, deci avem inclusiv politici de dreapta adresate pieții și capitalului. Ce am discutat la Vatra Dornei, în primul rând, elemente legate de codul Silviei pe care le-am discutat și duminică cu doamna Rovana Plum și cu domnul secretar de stat Cătălin Diaconescu. Această industrie locală cere într-un mod categoric ca accesul în piață să fie într-adevăr gândit de o manieră ca și cei care sunt mici antreprenori să poată să liciteze, să câștige exploatarea de masă lemnoasă în condiții legale, dar cu anumite facilități, dacă vreți, din partea statului. Pe de altă parte, am vorbit și despre infrastructura de drumuri, pentru că domnul președinte al Camerei Deputaților s-a deplasat dimineața de la Borșa la Vatra Dornei pe DN18. A avut ocazia să-l vadă și cred că e cel mai rău drum. S-au deplasat și linichile, numai așa, da? Valeriu Zgonea a declarat la Câmpul Lung că guvernul Ponta continuă proiectele promise în 2012, proiecte importante pentru români. Totodată, acesta a precizat că investițiile făcute în România au la bază fondurile europene. Acest guvern a demonstrat în 2 ani de zile că un mix de politici făcute cu aceiași funcționari, dacă le dai încredere în ei și în profesionalismul lor, poate să ducă la o absorbție de fonduri europene pentru companiile private și pentru comunități. Și de ce spun acest lucru? Ăsta este primul argument pentru 25 mai. Pentru că tot ce s-a făcut în România bun s-a făcut cu fonduri europene. Dar ca să avem fonduri europene și să putem să ne comportăm ca un stat puternic european care generează prosperitate și progres la el acasă în primul rând, trebuie să avem o echipă de europarlamentari care să vă reprezinte și să ne reprezinte cu mândrie. Noi să fim mândri de ei, ei să fie mândri că sunt români. Asta este problema partidelor de dreapta. De asemenea, Zgonea a detaliat și prioritățile partidului ale guvernului actual. Noi suntem focusați pe creșterea locurilor de muncă, pe absorpția fondurilor europene, pe mândria de a fi român și bătălia ca în Europa, indiferent de etnie și de religie, românul să fie respectat ca orice cetățean european și să absorbim fonduri europene ca să generăm locuri de muncă la noi acasă. Progres la noi acasă nu înseamnă să le dăm firmelor noastre de partid, alu Videanu, Berceanu, Blaga sau Udrea, lucrările de la stat. Înseamnă să creăm o economie competitivă în care cei care plătesc taxe și impozite simt că statul român le întoarce ceva. Să facem apă și canal, dar să facem și locuri de muncă. La Fălticeni, la Câmpul Lung, locuri de muncă care să fie o speranță că omul care se duce la acel loc de muncă are bani să-și plătească facturile, are bani pentru copilul său să-l ducă la școală și când este bolnav are un spital, că nimeni nu mai închide spitale în România. Să nu uitați că noi am redeschis 17 spitale și construim la Fălticeni unul nou. Nu în ultimul rând, deputatul PSD a transmis mesajul partenerilor euroatlantici. Avem un mesaj foarte bun de la partenerii euroatlantici. Suntem o zonă cu stabilitate. Vista pe care o avem în aceste zile din partea vicepreședintelui Statelor Unite a dat acest mesaj. Important pentru noi. Important și, dacă vreți, o gură de oxigen. Ne dă încredere că ceea ce facem ca Parlament, Guvern, este în interesul statului român și al românilor. Și că suntem, după 25 de ani, o țară modernă, europeană, cu aspirație, cu viziune euroatlantică și o țară cu o stabilitate și o securitate în zonă, de care se leagă și celelalte popoare care sunt vecine. Dacă vrem să ne fie bine în România, trebuie să le dăm sentimentul celor din jur, că putem să-i protejăm și pe ei, putem să le dăm și lor încredere că această zonă a Balcanilor poate să devină o zonă de prosperitate și de securitate.
În opinia deputatului PSD Valeriu Zgonea, proiectele importante din zona Bucovinei sunt modernizarea aeroportului, reabilitarea drumului național DN18 și finalizarea șoselei de centură, pentru cea din urmă luându-și angajamentul că se va interesa în detaliu despre lucrările care stagnează.